de astăzi. Chiar dacă doi consilieri nu sunt prezenți, dar sunt pe drum, spune domnul primar, Pazafir și Daravan Ștefan. Suntem în majoritate și putem începe, da? Așa după cum ați fost înștiințați, astăzi are loc ședința noastră din Consiliul Local. Aveți ordine de zi acolo, ați parcurs-o probabil. Da. Dacă dumneavoastră sunteți de acord cu procesul verbal care a fost încheiat după ședința trecută, dacă aveți ceva comentarii, e dispus ceva anumit, dacă nu, sunteți de acord cu procesul verbal? Unanimitate. Punctul 2. Ordinea de zi pe care o vedeți dumneavoastră și ați luat la conștiință de ea. De acord cu această ordine de zi, dacă cineva mai are o altă propunere, ceva legat de ordinea de zi. Bun. Nu sunt probleme, da? De acord cu această ordine de zi, da? Bine? Cine este pentru? Poftiți? Cine este pentru? Cine este pentru? Am spus. Și în unanimitate, împotrivă, dacă sunt toți cu mâinile ridicate, nu mai... Da. 3. Proiectul de hotărâre a Consiliului Local 64 din 30.08.2024 privind aprobarea planului de afaceri, strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri, formulei de ajustare tarifară și strategiei privind redevența, modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, numărul 48/2009, consolidat în 2021, plenatul adițional, numărul 7. Domnul primar? Ce să vă spun aici? Știți foarte bine, întâi îi convoacă pe noi, discutăm și mergem la orice ședință lor, când e de intrare, de ieșire, de modificarea contractului, de a tarifelor, deocamdată pe noi nu ne afectează cu nimic modificările astea, când că nu suntem la ei raportați, deși suntem în implementare cu acest proiect de aducțiunii apei și canalizare în Comuna Scânteia. Probabil, cred că va mai trece cam un an de zile, pentru că termenul așa este martie 2025, de predarea poimului. Văd că astăzi a fost delegația de la Teoval împreună cu cei de la Parital și le-am predat ambasamentul unde vor fi cele două bazine spre, între Sărături și Bodești, pentru că se suprapunea cu organizarea de șantier a casetului care le avem aici la Sanicoane și au luat Nu. E modificat, e pus după drum. Și eu ieri am aflat că știam că este peste drum spre Bodești. Au modificat amplasamentul și l-au pus exact lângă drum la vale 3.000 de metri. Și l-am rămas, da? De ce? Probabil o convenit probabil la amplasamentul, nu știu. Dar nu mai contează că e la deal sau la... Da. Pentru că a luat-o și Roxana ieri și-o cu aparat. Spunea acolo, e de incadență liberă. Ei l-au luat proiectantul, o hotărâs, de fapt, îi imediat lângă drum. Ei au ales o valoră, ei au ales o valoră. Da, nu, ei. Ce să vă spun? Doar se continuă lucrările, nu sunt mulțumit de această firmă din Teoval, că ați văzut ce lăsa și la ciocările, nu mai spun în Borosești, m-am făcut toată ziua. Dar îi trăim, pentru că am vorbit cu domnul director de la Pavital și mi-a spus clar, domnule, nu putem anula contractul. Altfel, toată suma asta din, uitați-vă că pe comuna noastră, îți vreo 7 milioane, aproape 8 milioane de euro. Mai mult? Cred că de 10. E vorba de 15 milioane, vorbim de 15 milioane de euro total. Îi spun cu tot cum o bășești, l-a spus pe noi. Nu mai scânteia, nu știu, mă rog. Îi sunt foarte mari și atunci ei sunt obligați să-i tragă într-un fel, să-i împingă de la spate să facă lucrare. Și o va duce la bun sfârșit, este clar, când chiar am vorbit cu ei, am văzut că au săpat și la șosea, au găsit formula că la șosea, tu ia problema, să facă corect pe toată zona cu Luci. Eu cam ghiontit un pic pe domnii Luci, dar o zic, domnule, mergem așa și punem canalizarea pe partea stângului Vistul Iași, lângă Rigol, pentru că DJ-ul nu-i tăpăie să se atingă de absolut nimic, inclusiv de Rigol. Dacă la noi e ok, traversează, sparge, face, taie, pune la loc, DJ-ul nu-i tăpăie să facă absolut nimic.
Are să nu-ți facă cu trăbăsări? Numai pe dedesubt, traversări cu corari, vulpi, s-au făcut și la Borosești, au făcut destul, au făcut... Deci, o termina la Borosești, pe drumul comunal, acolo jos, la noi, la, cum spunem noi, la limbă, că au un foreza, la niște petroaie, la 2 metri jumate au găsit petroaie și eu rup foreza și atunci o tăiat, mai la deal, dar restul au făcut corări și pe drumul comunal. În general, na. Suntem sau nu suntem mulțumiți, spuneți. Știu. Ați fost? Am fost. Cum au fost? Dar la funal, la antișetul și Gloria. Petrică. Cum se face acolo așa că apa care o să vină de șanț, i-o pus în mijlocul șanțului. Da, la... Da, probabil o să devieze, o să vedem și găsim, o să deviem cumva un pic rigola. Deci exact din mijlocul, mă rog. Da, și... De multe ori proiectarea, domnul Bartolomei, de multe ori proiectarea a fost făcut pas metru cu metru, a fost din birou, le-au dus, așa este. Nu, dar eu vorbesc de execuții, ce-au făcut din la fața noastră. Nu, era important. La mine de execuții, nu figura pus canalul. Știu, nu, nu, încă o problemă, să vă ridic. Deci, la nivel de poin, întrucât proiectarea a fost făcută în 2016, nu știm cum a fost scoate, din ce am analizat cu constructorul, s-a ridicat până aproape de 50 de racorduri, care nu sunt prinse în proiect. Nu am făcut adresă către APA Vitalos, că nu spune problema, ei le execută. Dacă au de unde să dea DNR-ul, deci dă, dacă nu vor vedea cei ori, noi vom aloca bani, pentru că nu putem trece fără să-i lăsăm pe 50 de inși, să nu le facem racordul. Și atunci vom face, i-am spus, bă, la orice casă, că-i prinsă, că nu-i prinsă, faceți racordul, la urmă dați, vedeți câte racordi ați avut, 500, 1000, am făcut 1050 și 50.000, vedem de unii să plătești și vor face toate racordul. Nu e nicio problemă. El a făcut modificări, merg la două trase la aceeași canalizare. Domnule, da, 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 s-ar putea o trasă, n-am văzut, trag două, trei de pe o parte cealaltă, florează și se duc. Asta e problema lor, cum se organizează, nu? Da, să sperăm. Ai ce să vă spun? Deci, o muncă inutilă să faci la fiecare trasă, pentru care de care e dreptă. Faci un anumitaj de 3, 4, 5 minute de sport legat. Depinde de pantă, depinde de pantă. Sportul îi rămâne, nu. Noi, v-am spus, dacă la celălalt proiect la Anglia Salinie se coordona din noi, plățile se fac din noi, recepția, bineînțeles că cu dirigintii, cu ISC-ul, nu ne jucăm. Deci o recepție la Vădești a fost făcută de ISC, o pus apă în canalizare și a stat două zile cu ea. Cu grilă să nu scadă, deci nu se joacă nimeni să dea hai, să dăm drumul, mai drag de-a dat lucru. Dar merge greu, e clar, sperăm că în 2 ani de zile, cum avem noi în execuția pe Angel Salini, să vedem peste un an și ceva. Când trebuie termenii? Poftim? Când trebuie termenii apabitarul? La anul martie, 2025 martie, în termen, au avut 2 ani. Dar ei un an nu au mers mai de capul la ce au făcut, au pus-o concentrat, probabil au foarte multe lucrări. S-au dus literminii pe alea spre predei și, din păcate, asta e situația. Dacă nu am determinat. Da. Dacă, vis-a-vis de acest punct, mai aveți ceva de spus careva de dumneavoastră? În cazul în care nu apropăm în creștere majorarea asta de predei sau ajustarea, cum spun ei, dar dacă e o mărie de predei, ce sunt? Nu se dacă nu ne afectează cu nimic când avem apă, dar ne afectează cu timp de lungă. Adică, la rând, când îmbrașăm, avem prețul. Haideți să auși trebuie să facă la final și vă invit chiar la o ședință. Nu, dar nu îi obligă să... Dacă nu se încăte prin consilii, dar mai mult din primării. Deci, până la urmă, trebuie să o treacă. Pentru că, exact cum e și cu altul, cum e și cu salubritatea. Deci, noi suntem membri, nu este că... Deci, toată lumea trebuie să fie de acord. Altfel, nu trebuie. Înțeleg, trebuie să fie fictiv, așa, nu ați fi trimis. Dar cât de n-am semnat noi, nu pot fi 4 ani de zile, asemenea hotărâri? Nu-i prima, dar în care am luat un sistemă de așa mărere. Bun, dacă sunteți de acord cu acest lucru. Documentațiile este cu cât s-a vizitează mărere. Nu le-ai acolo, te-o fac. Nu te-ai minunat, dar așa trebuie. Poate așa vechile ei nu spune la 7. Au, că n-au mărit omul ei, dar cum se plătește, de obicei, eu văd o casă care este acordată la apă și la canalizare, în jur de 110 la 2 persoane, 120 zvini familiale.
Și nu sunt 6-7 metri. Sunt cei care, ferească lui, se defectează. Sau udă. Că sunt și din ăștia care udă, îți faci calcul. Dar ca să uzi grădina și gazonul la o casă, să te duci peste 12 milioane pe... Pierderile lor, dar nu e voie. Nu pierde. Dar nu mai spui. Deci nu există. Sistemul ieșea apa vital din statistici noastre este sistemul cu cele mai puțin pierde. Dar undeva, nu știu, Prahova, Neamțul, merge până la 70, mă auziți, 70% pierde. Deci noi avem undeva la între 30 și ceva până la 40% și este sistemul cel mai performant. Pentru că el ce înseamnă? Dacă s-a făcut o avarie, el scoate mii de toni, mii de metri cub de apă, repară avaria și aia îi pune pe pierdere. Dar umple din nou gălăuta. Nu este viață, domnule, nu o să fie ce sunt. Că asta e sistem. Dacă sunteți de acord, cine este de acord? Abținere, împotrivă, punctul 4. Proiect de hotărâre a Consiliului Local 65 din 6-9-a privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 7343 metri pătrați, situată în Intravilan, conform Bucului extins și satului Sfânteia, comuna Sfânteia, județul Iași, care fac parte din domeniul privat al comunei Sfânteia, județul Iași. Dezmembrarea celor 7343 metri pătrați. Păi, lângă șosea, deci prin terenul degradabil, care știți, între Beco și între Beco și Troiță, la Ciocârlești, uitați, avem acolo, deci locul 1, cum îl denumim noi de, dar nu, 10 metri pătrați de sfârșitul, da? Eu aici așa la am uitat. Da, azi ei, avem o cerere, dar de ce nu mi-am pus o o firmă care vrea să-și pună un panou da, și să-l taxăm. Păi, dar tot acolo e teren degradabil. 7.000 de metri. Dar nu știu. 7.000 de acolo el vrea să-și pună firmă, domnule, panou și să-l taxăm. Și tot trebuie, poftim? Nu, dar nu este. Noi avem în inventarul nostru tot locul ăsta, dacă îl vedeți, uitați, loc de 7.343. 43 și ocupierea. Da, minus 10, așa e, rămâne. De fapt, din 7.343, 10 și rămâne 7.343. Noi, ca să putem deci, din procedura, să închiriem pentru publicitate, trebuie să-l dezmembrăm separat din bucata asta. Din bucata asta. Dacă poți concesiona, poți să o închiriem. Exact. Pentru, dacă ați zis, dacă vrei spui, pune și noi să facem. Da. Dăm și amplasamentul lui Vergen. Ne trebuie să sau lui nu, domnule, este dacă unii Troița, mai la parte. Mai aproape de stradă. Dar eu nu de stradă, sunt acolo. Fața la drumul județean. Da. Alte... De acord? De acord. Scotalizare. Eu vreau că domnul secretar. Pentru toți. Unanimitate a spus. Cine este? Punctul 5 ar fi alegerea președintelui ședință pentru perioada următoare, octombrie. Dar lăsăm la final să discutăm și trecem la 6. Deci, stați un pic. Am pus, haideți, pentru că au fost prin 3 luni de zile. Acum îi se încheia mandatul de 3 luni de zile. Noi preconizăm pentru că procedura începe cu 27 septembrie, dar s-ar putea să ne ducem până la finalul în octombrie, cu investirea noului Consiliu, până ne realizăm noi comisiile, până ne votăm vicepreședinte, până nu știu ce, s-ar putea să nu putem aproba cu un nou Consiliu, dacă ne trebuie o rectificare de buget în luna octombrie. Luna octombrie este ultima rectificare, dacă ne vin, sau aud zvonuri, că o să ne vină niște bănuți,
Înțelegeți? Va trebui să provocăm Consiliul Tehnic, dacă nu este investiția în nou, și să vedem să mai aprobăm ceva. Și să alegem președinții de ședință, pentru, dacă ar fi chiar pentru o ședință. Puneți la să faceți o propunere, nu... Pentru președinții de ședință, nu la vreau să faceți propunere, noi suntem. Păi dacă tot domnul Țelu luna trecut m-a dat acum trei luni au putut, poate acum și-o revenit. Nu, o singură ședință. O singură ședință. Hai, domnule, îți treacă și el prin focul ăsta. Și măseaua ți-ai rezolvat-o. Deci nu, ochii, ochii. Păi da, îmi vrea măseaua și cu ea la... Și tu, nu am fost măseaua ăla. O fost, nu vreau fiutul, nu știu ce ați vorbit. Bun, domnule. Șase. Problema noastră. Poate. Domnul Cristi, puteți, da? Da, puteți. 6. Proiectul de hotărâre a Consiliului Local 67 din 18.09.2024 privind aprobarea cumpărării terenului Dravilan în suprafață de 2759 metri pătrați din acte, respectiv 2690 suprafață măsurată, teren situat în Tanaua 14, compusă din parcela 407, în suprafață 2347, cât este în acte, respectiv 2278 metri pătrați măsurată, categorie de folosință arabil și parcela 408, în suprafață de 412 metri pătrați, categorie de folosință și curs construcții, număr cadastral, 62.930, înscris în cartea funciară a Comunii Scânteia, în vederea construirii de locuințe sociale colective. Am venit la luna trecută în Consiliu, ați aprobat comisia de negocieri, în data, nu știu dacă v-a ajuns la dumneavoastră, procesul verbal din 18.09.2020, a fost negocierea cumpărării acestui teren, am negociat, a ajuns la 10 euro, de fapt, din ce este fix, real, pentru că nu există acolo, v-ați văzut, 279 în acte și 260-90. De fapt, e 59, vreo 69 de metri pătrați. Nu iese, dar din la măsurători. S-au măsurat pe alimentul gardurilor. Și atunci, acum trebuie să mă mandatați, ca împreună cu vânzătorul, să mergem să perfectăm actele și să devină bun propriu al Comunei Scânteia. De acord? Deja l-am luat. Da. De acord. Abține, împotrivă. Mulțumesc pentru toate acele domnul secretar. Un an de aici. 7. Proiect de hotărâre a Consiliului Local 68-18-19 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizat și finanțarea lucrărilor suplimentare apărute în faza de execuție față de proiectul tehnic la obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare, extindere, ajutare școlii gimnaziale a Cetiului Ricardu Scânteie, Corp A și B, din Comuna Scânteie, județul Iași. Da, ce să vă spun aici, știți foarte bine, sunt cam gata lucrările la școala Cetiului Ricardu, cei care au fost la deschidere ați văzut sau care treceți, practic, acum trebuie să actualizăm devizul general, pentru că ne interesează foarte mult să recuperăm de la Ministerul Dezvoltării acea sumă care am dat-o cu actele adiționale pe ordonanță, cu modificarea prețurilor, și nu este o sumă de neglijat. Este o sumă frumoasă, destul de bunicică, vreo 700, așa am înțeles de la Sorin. Practic, noi acum mai aprobăm și o suplimentare, dacă ați văzut-o, de 40 și ceva nimic. Asta însemnând ce s-a făcut suplimentar. Și vă spun, la școala, la corpul B, practic spre, între corpul A, B și A, era un trotuar de 90 acolo. Dacă v-ați fost să vedeți, am făcut vreo 3... Să spune, ca să nu fie de la început plecat cu nelămuriri. Deci, pe total, contra școala Țiteul Gariu, suplimentările sunt de 431.173 de lei. Dar, noi, în primăvară, am aprobat suplimentări care știți foarte bine, s-au dus consilieri cu ce s-au pus acolo la corpoa. Pardosire. Au fost de 3.750
76, aprobate deja de Consiliul Local și plătite. Dacă din suma de 431.000, care noi acum vorbim de total pe întreaga valoare finală, scădem 380.756 deja aprobate plătite, deci practic noi acum vorbim de suplimentar de 51.117,22 de lei. Dar și ne pregătiți la ședință, mai cu... Deci v-am spus și s-o... Deci, 6 milioane, 653,040,56, da? Total general. Asta este valoarea totală. Da, este o genială. Aș pus și de judeca și de electrificare. Nu, dar eu noi, practic, dacă știți foarte bine, mai ales domnul Sătăreanu știe foarte bine, contractul a fost de 3 milioane, aproape 4 milioane, dacă știți. Da. De 4 milioane. Deci totul s-a reactualizat. Nu au fost toate ONG-urile, am apelat, pentru că nu se putea. Știți prea bine cum a câștigat o firma de la Vaslui, nici nu s-a un an de zile să anulăm contractul, că nu venea. Era clar că nu putea să facă școala cu banii ăștia și am obținut reactualizări. Și suntem în faza de, dacă aducem și aprobăm devizul general, facem recepția, trimitem la minister să ne dea doar și atât ne dă, nu ne dă nouă persoane în care nimic, ne dă doar bani pe ONG, atât Ministerul Dezvoltării. Ceea ce am plătit noi suplimentar cu actualizări de prețul. Și nu nicio problemă, îi o să ne trimit când o să aibă bani și nu facem altceva decât să ne apucăm după asta să luăm avizul de la ISU, să o avizăm. Toată școala, eu zic, arată foarte bine, e ok. Acum am vedea, le-am spus s-o și la deschiderea anului, s-o și menținem. S-o și menținem pentru că dacă luăm și vedem ce s-o investi și cu, pentru că astea sunt doar construcții montați și acele dotări minime. Dacă luăm și tipul și îl punem acolo cu care aproape majoritatea s-o dus aici la nivel de toate școlile care e 1.400.000, observăm că sunt investiții destul de consistente în sistemul de învățământ de Zgârleia. Nu acum vă spun cu laudă, dar cei din inspectorat, că au fost, știți prea bine, aproape tot inspectoratul, chiar nu au dat jos domnul mai rar. Și cu sală de mese și tot ce trebuie. Deci e un complex cu sală de sport, rezidenti, sală de mese, cele două corpuri. Mi se pare nedrept că dacă am fi mai avut la etaj la corpul de, mă rog, nu avem cum să-i face etaj, făceam 3 săli de clasă, practic învățau toți copiii în același timp. Avem 3 clase de primar care vin după amiază. Nu au unde, nu cap. Și atunci am fi avut sistemul complet, dar mă rog, o să mai vedem. Am decedat și luni trecut când am aprobat suplimentele de adunare. Mă precizez încă o dată și acum. Deci, observ în toată lista asta, cât 47 de pare, adică e un pic de verificat. Sunt anumite lucrări care sunt trecute aici, dar nu s-au lucrat, n-am văzut utilajul de la firma de construcții, să fie lucrat la lucrări respectiv. Și sunt, nu sunt costuri foarte mari, sunt costuri mici, adică vorba de câteva sute de lei, dar adunate se formează câteva mii de lei. Ei, gen, sunt lucrări exterioare, da? De tavozat teren, din vrăjdea pământ, de chestii care s-au lucrat acara primării cele mai multe ori. Ei au adus pământ. Hai să-l uite și acum. Te rog frumos să urmărești la Luca. O să zici și oamenii când au fost cu săptămâna aia, știi, prea bine și-am samanat și-am adus și eu. Nu, și mai întâi, cât ar cărata de la Mărul și cu Dracu și cu Remorca primării, Dracu-ul primării? Nu, ei și-au cărat ei pământul după ce l-au adunat. Poate că am luat și noi betonul. Nu, nu, avem dreptate, betonul, da, l-am mai luat și noi. Chim serios, și la prima, la Porcoaș, la Porcoaș, la Porcoaș, la Porcoaș,
Noi am avut și noi împrejmuirea, pentru că noi am făcut și noi lucrări acolo, am împrejmuirii. Și am avut și lucrări de exterior, pentru că el avea pur și simplu să-și facă doar treaba. Trotuarul, aia, nu știu dacă probabil a fost împrejmuirea el, ce îți dă ție acolo, probabil, eu știu, proiectantul dă de obicei organizarea șantierului. Trebuie să vedeți, tot aia. Tot fiul de sărbătorii, amenajarea exterioară, în mod comandă, corp, a ticum. De ce nu așa de 1000 de lei? Știți, serios. Aia s-a făcut tot, deci nu era prins acel patru de tot. Deci știți prea fiul, atât la corpul cât și v-am spus, aici v-am explicat eu și vă dau. Aici aveam un simplu trotuar la corpul de 90. Atât. Dar trei rânduri, amenajare exterioară, notă comandă tip 1, 62 de mii, amenajare exterioară, comandă tip 2, 18.000. Și ăsta, putul fărat până la urmă, 32 de mii, se pare că... Deci el nu a fost, nu e adevărat, vedeți că am făcut și noi aici. Câte 1.000 de lei pe metru liniar? 1.200-1.300 de metru liniar. Deci acolo, mă ascultați, a făcut put, pentru că lumea ajungea în pat. Dar nu știu de ce, e bine că e făcut put, dar costul la un put, dar am discutat cu persoana care a făcut aici la Cămin, da? Și nu-i, nici măcar ce sunt direct de tub, adică la școală sunt 27 de tuburi, sau ce am dat, 27 de metri, 32, 33 de tuburi. Ai spune la 500 de lei dacă le punem, la 15.000, dar nu 31 de mii. Adică sunt niște chestii pus în plus. Nu știu cum s-a făcut putul, dar putea să facă de 60 de metri, nu era nicio problemă. Altă să fie pentru școală și să fie la noi mulțumit. Dar nu pot trebuie așa dublate, nu ai chei toate chestii. Dar noi am dat. Dar să lăsăm numai la 15.000 de lei, nu era. Așa este, dar nu trebuie să da. Păi nu, cum mă rog, dar nu am făcut niciodată. La suma care este acolo, e suma care efectiv o lucrată. Se face, a pus și nereuri, face nereuri. Partea de cheltuieli indirecte de domnul Bancu, care se ridică la peste 25% din valoarea sumei, din cheltuieli indirecte. 25% nu e 50%. Așa zic eu, 25%, poate mai mult. Nu, poate fi mai mult. Au dat de piață, au fost piață, am înțeles, au s-a săpat, dar nu s-a făcut două săptămâni acolo ca să... La amenajarea care spuneți noastră, în spatele potului de cătălire pe... Sunt trei platforme de secundă de... 2 metri și ceva, cu balustradă, cu zid de beton de la un capăt la altul, ori acolo trebuie amenajare să treacă, nu? Să scoată ce era discurs de acolo, să pună strat, să împărtătorească, să... Atunci, da. Știu procedurile, știu procedurile, nu mi-am explicat cum să... Păi, rămâne, Paul. Lucrările de execuți la... Asta înseamnă amenajare, deci la corpul de clădire pe acolo. Și altă amenajare, partea cealaltă, trotuarul mai lat, în partea de spre strată. Cum spune terenul din spune? Da, terenul... Tu trebuie să veni aici, dacă e 59 de mii una, după aia, iar amenajare exterioare, 16 mii alta. Iar am 18.000 alta, lângă 18.62.000 alta. Hai să fim serioși. Adică sunt niște chestii care... Poate să le treacă așa din... Nu, sunt verificate ulterior și e posibil să... Sunt, domnule, în ultimul sunt supraevaluate. M-am spus la fecartată, la școala la Lunca și la Borosești și la... Sfinte, dacă auziți, de ce spuneți la Lunca, cu ce s-a... Că am reușit să aducem bani de la minister? Dacă... Păi... Lăsați la Lunca, la cât e controversat a fost lucrarea cu școala de la Lunca? Păi, ce-ți fac dacă a lăsat constructorul, omule? Nu contez cum a lăsat constructorul sau cum... Dar pot timp, poate nici nu mi-am făcut. 80%. Păi, dacă m-am aprobat 6 milioane de lei pentru școala de la Scânteie, da? Păi, după aia aveți mentări, cât mentări. Fiecare termină, după aceea mentări, așa, da? Dar v-am luat, deci ele nu s-au făcut fără știrea dumneavoastră. Ați văzut că el a pus, hai să luăm, primele suplimentare au fost cu, că
că s-a luat în calcul că pe dușa mea, da? Da, da, așa, da, da, sub dușa mea se vă găsea planșeul detonat. Nu a fost așa. Când s-a dat la s-a făcut expertiza inițială, nu a fost... Nu știți prea bine când s-a făcut expertiza și cum s-a făcut. Zi să ne dăm. Și facem expertiza după urechi, facem postul lucrării, după care nu ne gândim cum se fac. Postul lucrării apar neprevăzute. Și toate neprevăzutele astea suplimentează cheltuielile pentru a fi făcut. Domnule, am o întrebare pentru dumneavoastră. Mă scuzați, mă întreb. Spuneți. Dacă dumneavoastră acasă, adică contracta o firmă din fondul știgare, să vreau plinteze oameni în această casă. Și ori gândit cu chestia asta mentală, peste încă un ser din valoarea lucrării. Ar fi de acord că dacă e justificată și așa nu și demonstrează constructorul că e specialist, că trebuie neapărat să mai facă și chestiunea aia acolo, dau acceptul ca să nu am probleme 100 de ani. Nu, 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 să dea din prima toate variante, faci, nu, da, eu vă... Expertiza, calatare și după aia... Trebuia, domne, dar ce putem noi face pentru că expertiza a fost făcută acum, dacă știți, în 2017. Da, eu am fost aprobată, deci noi acum vorbim de suma de 50 de mii, dar cu ce vă mai rezerv de ceva care s-a aprobat. De alea cu plașeu, trebuie să s-a aprobat, nu am venit care plașeu de interior sau școala din munță. Și aici, cu ce sunteți cu acești 51 de mii, cu ce s-a făcut puțul corat, terasa aia de beton care a făcut tot zidul de sprijin până pe terenul de sport, pentru că acolo a fost înălțat, și fosa care nu a fost, el trebuia să ducem cu fosa direct în cealaltă, dar însemna să o țin pe aia altă. Dar ai făcut odată zidul de sprijin la terenul de fotbal? Poftim? Nu, acum a fost. Nu a fost, domnule, el a fost ca să nu avem între teren și noi, pentru că atunci el a compactat terenul, că așa s-a potrivit și a pus-o. Și el, ca să poată ține, să nu vină că ploua și vinea țărna, a făcut-o cum trebuie. Pentru că ce vreți să faci? Așa e, de multe ori ne lovim de faptul că mai trebuie făcut ceva. Deci fosa, dacă o folosim, că era simplu, corpul vezi, o ducem în fosa de la deasupra. Da, de fosa tot nimic, așa fosa e folosit da. Și unul din mică. De fosa tot nimic, asta e, nu cred că m-a dus acolo într-o fosă sectoare. E mărina efectiv. Dar nu zic, asta așa caut exact în fosa. Da, a prețurile care se plasa, nu cred că... Da, nu, mă rog. Nu, că puțin, mai e valoare. Da, domnul. Altcineva, dacă mai dorește să mai spună câte ceva. Bun, dacă nu sunt date probleme, vă supun un lucru cu zi, de acord? Să mă abțin la suplimentare. Și eu deci, mă solidarizez cu domnul Pancu. Deci, două abține? Trei. Trei. Vă zic la trei abține, da. Să mă zic la mine. Da, trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre a Consiliului Local 69 de 20-a 9-a privind modificarea bugetului local, acum este în treia, pe trimestrul 3-2024. Doamna Condată, nu pot fi. Da. Problemă, nu știu, care lămuriri care să fie legătură cu rectificarea asta. După cum s-a văzut prima, să vorbim mai întâi de partea de dezvoltare, că acolo mai simplu să spunem. Prima sumă de 400 de mii care s-a pus atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, s-a pus la partea de venituri la PNDL, am pus ca prevedere că o să mai primim încă 400 de mii de față de cât avem noi bugetul, pentru că la începutul anului am prins contractul de la lungă rată și cu suma care era mai mică și acum n-am mai actualizat avisa de investiții cu noua sumă. Și de asta am pus la partea de venituri și cheltuieli 400 de mii. Și tot la partea de dezvoltare la investiții, am luat de la transportul 300 de mii care erau pentru achiziționarea de accesorii la utilare. Chema. Domnul primar considerat că anul ăsta nu o să mai achiziționeze. Și încă 200 de mii tot de la învățământ și am pus la apă și canal, la proiectul cu special proiectul cu extindere de apă și canal, 500 de mii de lei. Și încep la partea de funcționare.
Am tare rost să citesc acum care la capitolul de asistență. Am făcut două depășiri la salariu și le-am acoperit, iar la învățământ, la fel, fiind final din trimestru, am fost de 13-a, conform intervenții, le-am acoperit unde aveau depășiri. La poliția locală s-a pus 2600 de lei pentru formare profesională, pentru un curs, este un polițist care trebuie să urmeze cursul până în decembrie. Cine? Mihai. Dar nu a fost. Nu a fost frate. S-a dus și nu a încercat și el n-a percurs. Și nu i-ați plătit atunci? Poftim? Ba da. Deja și acum aș plătești singur. Dar banii îi oprește din salariu, i-am spus să-și plătești, i-am pus câte 3 mii. Unii examen nu a finalizat cursul? Nu, nu a finalizat cursul. S-a certat cu cei de la... Da, era atunci cu tu. Acum s-a dus și-și plătește cursul. Iar tot domnul Noriț se lucra de ziua de interne. Da, ei, nu știu ce-a urmărit el, dar nu, acolo s-a certat, eram din porți, eu mă găleu. Mi-a sunat la urmă. Nu, asta e prima oară că cu ce? Cu un curs? A, cu de morți? Nu, nu știu de treaba. Și la registrație am luat parte de curs și am pus 2000 de lei pentru asigură. De exemplu, acum am făcut asigurare la nivelul 4200 de lei de curs. 4200 de lei și nu mai avem bani la articolul cu asigurări. Unde este nelămurirea, presupun? Acum, săptămâna trecută, am primit de la Ministerul de Finanțe o avertizare. O avertizare e în sensul că noi trebuie să o rezolvăm. Au verificat la luna iulie, iar la luna iulie noi am avut plăți la capitolul religie, în sumă de 85.000 de lei. Noi acolo banii la culti unde am dat bani se cheamă alte servicii în domeniul culturii, recreierii și religii. Ei verificând plățile la luna iulie, au spus că plata care a făcut-o de 85.000 de lei nu trebuia efectuată de unde avem noi capitolul și v-am spus cum se cheamă alte servicii așa și ăla, tot în cadrul același capitol 67, dar care se cheamă serviciile religioase. Vedeți că ca clasificație bugetară noi avem la 670250, noi trebuie să mutăm banii la 670206. Da? E strict din clasificația bugetară. Practic, nu e ușor, pentru că am trebuit să aduc banii care aveam la cult în trimestru 4. Problema a fost în trimestru 4, noi acolo mai avem doar 50.000 de lei. Am adus suma respectivă din trimestru 4 în 3 și am mai disponibilizat ca să am 35.000 de unde să mut plata de la alt capitol. Deci asta este strict ca să pot să mut eu plata de la, în clasificația cum o vor la minister, da? Nu o să mut aia, o să mut banii înapoi. Nu știu dacă se înțelege aici, dar trebuie rezolvat. Nu, nici deci mai rog asta, pot avea nici mai mult altă probabilă. Da, în luna iulie, un concert este echipa de partieri voluntarie de aici, Scânteia, mi-a spus că de 2 ani de zile n-a fost plătit. Nu, vă pot spune că ce mult a făcut plăți, mi-a zis că de 2 ani de zile nu s-au făcut plăți către echipa de pompieri. Am spus acum de biserica aia și eu.
Ascultați-mă, că-ți dați banii de la începutul anului contul bisericii. Aia 17.000. Problema se pune a doua. Și-a făcut cu banii. Am cerut banii, și-a făcut cu banii. Problema se pune a doua, că el a fost până la doamnă, a făcut o justificare. Și nu e bun. Dar fost mai rău. Doamna, și-a făcut să-mi pare eu, eu vreau să mă apuc de biserică. Și-a spus că nu are bani. Dar sunt cinstea. Banii sunt în cont din martie sau ceva. Banii sunt în cont. A spus că dacă nu-i ajunge, deci să înceapă lucrări. Că așa am spus și am vorbit părinții. La momentul când am verificat eu contul, avea 25.000 de lei în cont. Știu că te este suma. I-am cerut să-mi dea 3.000 de lei, să mă duc să-mi iau decorativul pentru biserică. La noi ce-o fie. Să-mi spus că nu are bani în cont. Păi dacă acum a spus eu de Dumnezeu, ori el e drag, ori și e drag de la noi. Și nu știu mai că e la suma. Dacă nu confiți ziesul de chemate, mai am venit. Deci dacă el este un banii respectiv dumnealui în cerere, eu spus că Banii respectiv în cerere, el a spus că cerere pentru pictură. Să mă apuc de aia. Și am zis să-mi dea și mie ceva la mână, că eu să pun să duc lui facturi. El nu știe să facă banii aia trebuie facturați. Astea sunt lucrurile interne, care nu de ei. Da, mă rog. Domnul, de vire, deci ați aflat, banii au fost virați, au avut în cont, deci și are în cont, mai are ce mai are. Asta mă interesează, iar în cont, deci s-a verificat cu dați cu juneau, deci a dat 25. Au avut destinație, eu vreau să cheltuie. Mai sunt ceva probleme la acest vrea să lucreze cu matașii. Nu, că numai cu mine ai lucrurile. Da. Dacă sunteți de acord cu această rectificare, e modificarea cu gestul. De acord? Abține? Împotrivă? Și am ajuns la acel punct. Întrebări, răspunsuri, interpelări diverse. Acum, domnule. Dacă aveți, poftiți, scrieți-vă la acolo. Domnul Lipsan. Domnul Lipsan. N-au participat la intervenții, domnule. Nu știu zile, nu se poate. Păi da, e ce de cu acută echipă bună și echipa s-a distrăvat, la fiecare intervenție, e făcut cu procedură normală. Haideți, lăsați-mă. Știu că a fost niște discuții, a ajuns și la mine pe masă niște cereri, până la urmă s-au aplanat, au venit, nu mai știu ce e acolo. Până acum așa este, făcea cadru tehnic situații de urgență, făcea în funcție de orele de intervenție. Am stabilit cu viceprimarul că orice intervenție va fi proces verbal, ora ieșirii mașinii din spate, ora venirii înapoi, oamenii nominali care au fost și voluntari și cei din primărie, pentru că trebuie să vedem dacă intervenția este în cele 8 ore din program, omul de la primărie nu este plătit, este clar. Dacă intervenția este în afara orelor din program, vor fi plătiți. Pe ore de intervenție. Am ieșit cu mașina la ora 8 dimineața și am venit la ora 12, avem clar 4 ore. Cine sunt? Vasile, Gheorghe și Ioan. Vasile cu Gheorghe de la primărie, ceilalți sunt voluntari. Aia vor fi plătiți. Da, și am spus, de acum încolo. O să fii de acum încolo. Pentru că domnul Lișa, domnul Bureau și alții care au nelămurit. Deci sunt stabilit. Deci în anul 2023, în anul 2023, luna noiembrie, au primit bani pentru intervențiile din anul 2023. Iar în cursul anului 2023, cred că pe luna iunie, nu știu, primăvară, au primit și bani pentru că au fost la concurs. Da? Odată au primit bani pentru deplasarea și pentru că au fost la concurs. Și la sfârșitul anului, pentru orele din 2023. Într-adevăr, nu s-au plătit toate orele cât au trecut ei în 2023. Iar acum, luna august,
da? După lista care s-a adus, procesul verbal, au primit bani și pentru orele rămase din 2023 și toate orele efectuate până în momentul iulie 2024. Acum spuneți în care persoană să vă spun dacă faci parte și dacă nu faci parte. Mi-a spus textual și de rest. Au fost discuții între ei, referitor la numărul de ori. Mie mi s-au adus în proces de oameni la curs semnat. A ori pe care nu le stabilește. Sunt altorul consilier. Pane, am intrat, nu am spus. Nu se poate, dar nu se dovadă. Eu am care poate efectiv salariul una. Ar mai nu se duc el nouă la pregat, nouă la serviciu. Participă o dată prin lună la o evenție și... Salariul. Bine, ne-am spus o clar. Asta este ora și nu se mai plătește. În spate cu procesul. Spune-ați. Da. Da, faceți contract de comunitate și ok. Dacă mai sunt alte probleme dumneavoastră, da. Poftiți. La trecerea cu nivelul în care se află la urmă, este o denivelare mare între asfalt și piatra acolo. Deci deja s-au făcut atât de mare, mașinile mici ar timpul. După ploile astea. Nu, după ploile. Nu, nu, nu. La trecerea cu nivelul în care se află asfalt. Nu, 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 nu. Este o ploare de pe calea ferată. Ar trebui totuși, hai să comandăm un metru cub de beton, lui mare sau să-l facem noi, să săpăm un pic în piatra aia, să-l facem mult mai. N-am văzut nimic. Nu știu dacă am mai. Dar asta ar ce fel, cum să nu? De ce aveți vă luați dacă faci treaba? Dar cu mâna de piatră? Da, 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 da,